Dumnezeule Tatăl nostru din ceruri, stăm înaintea Ta și chemăm, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta peste fiecare oraș, vie împărăția Ta peste fiecare sat, vie împărăția Ta peste fiecare comună, vie împărăția Ta peste guvern, vie împărăția Ta peste primării, peste, Doamne, peste toate instituțiile, Doamne, a statului, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta cu putere, să se manifeste, Doamne, așa cum este la Tine sus, să fie și aici jos peste ei, Doamne, ca să cunoască numele Tău, să cunoască dreptatea Ta, să cunoască că Tu ești Dumnezeu păcii, Tu ești dragoste pentru fiecare, Tu ești binecuvântare pentru fiecare, Tu ești propășire pentru fiecare. De aceea ne rugăm, Doamne, pentru președintele țării, Doamne, ca să aibă, Doamne, tindere spre Tine, Doamne, inima lui să tindă spre Tine, Doamne, să se deschide inima lui spre Tine, Doamne, să știe că fără Tine nu poate să facă nimic, Doamne, ca să dea, Doamne, să aibă cuvinte bune pentru țară, pentru poporul Său, Doamne, pe care Tu l-ai ales. Această România în care Tu ne-ai pus, Doamne, să domnim în această țară, să stăm în această țară, Doamne, să locuim în ea, Doamne. Ne-a dat fiecare teren, Doamne, ne-a dat locuință, Doamne, unde să locuim, Doamne. Ne rugăm pentru prim-ministru, Doamne, pentru toți senatorii, Doamne, deputații care sunt prezenți acolo, Doamne. Te rugăm, Doamne, lasă înțelepciune peste ei, Doamne, pricepere peste ei, Doamne. Să știe că nu pot fără Tine, Doamne, pentru că Tu ești înțelepciunea, Tu ești priceperea lor, Doamne. Te rugăm, Doamne, să se deschidă inimile, Doamne, spre Tine, să știe, Doamne, ca să dea legi corecte, Doamne, pentru țară, să se restaureze această țară, Doamne. Știu că vrăjmașii au vrut să o fure, să o distrugă, Doamne, dar știu că Tu vrei să o restaurezi și Tu ești restauratorul, Doamne. Tot ce a furat vrăjmașul, Tu vei restaura înapoi, Doamne. Chiar prin ei, Doamne, prin deputați, prin parlamentari, Doamne, prin cei prezenți acolo, Doamne. Știu că Tu vei face și vei întoarce spre Tine ca să cunoască, să cunoască că Tu ești Dumnezeu, Tu ești Hristosul care domnești peste România, pentru că Ta este mântuirea și Tu ești peste România și Tu mântuiești această țară, Doamne. Tu cureți această țară, Doamne, pentru că Tu ești lumina, Doamne, și lumina Ta să lumineze pe fiecare, Doamne, din guvern, pe fiecare din parlament, pe fiecare, Doamne, din primărie, că știu că Tu ești Dumnezeu păcii și dai pace în continuare, Doamne, că Tu ești pace peste starea asta, Doamne, și aduci pace, aduci liniște, că Tu ești liniștea, Doamne. Și ne rugăm, Doamne, așa Iisus, cum a liniștit marea și furtuna, să fie liniște în această țară, să fie liniște în guvern, să fie liniște în parlament, să fie liniște, Doamne, peste toate instituțiile țării. Știu că Tu ești Dumnezeu păce, Doamne, și Tu ne iubești. De aceea ridicăm numele Tău și măresc numele Tău cel mare și minunat, pentru că nu este nimeni ca Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu iubești această țară. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Venim astăzi înaintea Ta, Doamne, Împăratul nostru suprem. Ne adresăm curții supreme, cele mai înalte curți. Ne adresăm Ție, Tată, cu mulțumire, în primul rând, pentru orașul nostru, pentru că ne-ai așezat aici. Pentru că ai hotărât să ne naștem aici și să trăim aici. Pentru că Tu ai hotărât ca noi să fim străjeri, să fim mijlocitori, să fim biserica vie, din mijlocul căreia să răsune cuvântul Tău viu și adevărat. Te înălțăm, Te glorificăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, pentru lucrarea Ta în orașul nostru. Rostim viață de sus până jos, de la stânga la dreapta, de la nord la sud, de la est la vest, și chemăm apele curate de sus să inunde pământul acestui oraș, să inunde județul nostru. Apele Tale drepte și curate, Tată. Doamne, Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. Tu ești un Dumnezeu nepărtinitor. De aceea, Doamne, Îți cerem ca partea noastră, a celor din orașul acesta, să ne-o dai. Tot ceea ce a furat vrășmașul, vrem să luăm înapoi în numele lui Iisus Hristos și luăm înapoi în numele lui Iisus Hristos. Și nu ne adresăm oricui, ci Împăratului Suprem, Curții Supreme. Și ne pocăim, Tată, de orice păcat care a adus blestem peste pământul acestui oraș, peste ape, peste tot ceea ce ne înconjoară. Ne pocăim, Tată, și îți cerem iertare și Te rugăm să anulezi, să anulezi puterea celui rău peste acest oraș. Vrem pace, vrem bucurie, vrem unitate între bisericile Tale, Tată. Doamne, vrem să ieșim dintre ziduri, de aceea Te rugăm să pui pe inima fiecăruia, Doamne, acest lucru. Să ieșim din biserică, să ieșim dintre ziduri. Să le arătăm
cine ești Tu, Tată, să arătăm inima lui Dumnezeu, inima lui Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, vrem propășire, vrem vindecare, vindecarea pământului, vindecarea apelor, vindecare în familii, vindecare în biserici, Tată. Pentru că știm că dacă familiile sunt puternice, sunt unite, vor fi și bisericile unite. De aceea, Tată, suntem astăzi înaintea Ta să-Ți mulțumim pentru tot ceea ce vei face. Să-Ți mulțumim, Tată, pentru primarul nostru, să-Ți mulțumim pentru prefect, să-Ți mulțumim pentru toți cei pe care Tu i-ai așezat în dregătorii, Tată. Și Te rugăm în numele lui Iisus Hristos ca Tu să aduci unitate și legi drepte, Doamne, care să îndepărteze păcatul în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată, pentru fiecare cuvânt profetic pe care l-ai rostit peste oraș. Vrem să vină în ființă, Tată, dar știm că totul merge întâi de la noi, totul pornește din biserica Ta, Tată, din mijlocul nostru. De aceea vrem ca împărăția Ta să fie în mijlocul nostru și apoi să o răspândim în jurul nostru, în orașul nostru. Rostim un oraș curat, spiritual, emoțional, fizic. Îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt Tu faci acest lucru. Tată, Tu ai promis că acest oraș care se numește Baia Mare va fi scăldătoarea mare, va fi orașul care va fi de dorit ca oamenii să locuiască în el. Îți mulțumim, Tată, pentru afaceri după voia Ta și după planurile Tale, pentru întreprinzători care vor veni, pentru antreprenori, pentru proiectanți, pentru toți cei care vor veni să aducă împărăția Ta prin ceea ce vor face, prin ceea ce vor spune. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care este sfătuitorul nostru. Și îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt va merge la toți cei care sunt puși în dregătorii. Prin noi, Tată, trimite-ne, suntem aici. Trimite-ne, vorbește-ne, vrem să rostim cuvintele Tale, vrem să facem voia Ta. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos. Amin. Și Tată, Te rugăm ca Biserica Philadelphia să intre în chemarea ei de plin. Mă rog, Doamne, pentru fiecare din copiii Tăi din Biserica Philadelphia să intre în destinul lor. Și îți mulțumesc, o Doamne, că Tu ai destin mare pentru fiecare din noi. Că gândurile Tale și planurile și visele Tale pentru noi sunt mari, sunt extraordinare. Și îți mulțumesc, o Doamne, că Tu ești credincios. Tu ești credincios și Tu ai pregătit deja toate resursele pentru ca promisiunile Tale să fie împlinite. Și îți mulțumesc, o Doamne, pentru un popor determinat să meargă în destinul lor. Îți mulțumesc, o Doamne, că fiecare, Doamne, merge, Doamne, cu îndrăzneală, cu curaj, o Doamne, cu determinare spre destinul lui, o Doamne. Și îți mulțumim, o Doamne, că Tu ești Domnul nostru, Tu ești Împăratul nostru, Tu ești Cel care mergi în fruntea noastră, Doamne. Și noi mergem din victorie în victorie, din slavă în slavă, din glorie în glorie. Și slava Ta coboară peste biserica Ta, coboară peste biserica Ta, se revarsă peste oraș, se revarsă peste țara noastră. Doamne, îți mulțumim și vrem să spunem ca și psalmistul, cuvinte de farmec, pline de farmec îți cocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă, cântarea mea de laudă este pentru Împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele Tale. De aceea Te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul Tău de luptă. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Și dreapta Ta să strălucească prin isprăv minunată. Da, Doamne, dreapta Ta
să strălucească prin isprăvi minunate în Biserica Philadelphia. De aceea, Doamne, spunem din nou că Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Cântarea noastră de laudă este pentru Tine, este despre Tine, este despre gloria Ta. Și în locul acesta, Biserica Philadelphia Te înalță pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Te înalță pe Tine, Domn și Mântuitor. Te înalță pe Tine, Duhul Sfânt, Mângâietorul și Însoțitorul nostru. Amin. Haideți să cerem revărsarea Domnului în dimineața asta. Tu ești Domnul Atotputernicul, ești Dumnezeul meu. Tu ești Domnul Atotputernicul, Tu ești Tatăl meu. Tu ești Domnul Atotputernicul, ești Dumnezeul meu. Tu ești Domnul Atotputernicul, Tu ești Tatăl meu. Să toare ploaia, să toare norii, neprihănirea Ta. Să cânte tot cerul, să strige pământul, învierea Ta. Să toare Yeah.
glasul meu, cel care mă ține, cel ce nu mă lasă, cel ce e cu mine mereu. Doamne, îți mulțumim că este încă o dimineață în care putem vedea bunătatea Ta. Încă o dimineață în care ne putem minuna de lucrarea Ta. Încă o dimineață în care să experimentăm că Tu ești bun, că Tu ești Ava, Tată, un Tată minunat, un Tată care nu se schimbă, un Tată care a promis și împlinește, un Tată care nu ne lasă, oricât de mare ar fi groapa, oricât de adâncă ar fi valea, oricât de greu ne-ar fi, Tu ești cu noi. Vreau să-i încurajez în dimineața asta. Mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă ca să te apuci de oriunde ai fi. Pavel, David spune: Doamne, unde să fug de mâna Ta? Dacă aș prinde aripi să zbor și aș merge la capătul lumii, Tu și acolo mă găsești. Dacă patul meu ar fi în locuința morților, nici acolo nu-i prea departe pentru Tine. O, ce Tată bun! Ce Tată bun! M-ai iubit. Îți mulțumim, Doamne. Ești asigurarea mea, Ava,
asigurarea mea, ești asigurarea mea, ești asigurarea mea, Abba, Tată. Tu ești Abba, tu ești Abba, Tată. Brațul tău mă ține, tu mă sprijinești. Tu ești stânca mea, știu că în orice vreme mă pot baza pe tine, pe cuvântul și credincioșia ta. Tu ești Abba, Tată. Brațul tău mă ține, tu mă sprijinești. Stânca mea, știu că în orice vreme mă pot baza pe tine, pe cuvântul și credincioșia ta. Da, da, nu m-ai descuraja, nu m-ai dispera, va iese aici. Nu uita că ești asigurat de Fiul de Împărat. Da, da, nu m-ai descuraja, nu m-ai dispera, va iese aici. Nu uita că ești asigurat de Fiul de Împărat. Tu ești Abba, Tată. Brațul tău mă ține, tu mă sprijinești. Tu ești stânca mea, știu că în orice vreme mă pot baza pe tine, pe cuvântul și credincioșia ta. Tu ești Abba, Tată. Brațul tău mă ține, tu mă sprijinești. Tu ești stânca mea, știu că în orice vreme mă pot baza pe tine, pe cuvântul și credincioșia ta. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, Tată. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, frații mei. În Romani 8 scrie că n-am primit un duc de frică ca să ne mai temem, ci un duc de înfiere care strigă, nu care murmură, nu care bolborosește, nu care zice, care strigă, Abba, adică Tată. Vrem în dimineața să strigăm. Primul lucru care îl face un bebeluș când se naște, care strigă, pentru că e viață în el. E timpul ca biserica să prindă viață. E timpul ca oamenii din biserică să fie niște oameni vii, pasionați, care ard pentru Dumnezeu. Oamenii care merg în cimitire spirituale să învie morții. Îți dai seama, când tu mergi la prietenii tăi, la anturajul tău, viața din tine să dea viață celorlalți. Asta înseamnă să fii creștin. Asta a făcut Iisus, asta a făcut apostolii, asta a făcut urmașilor, asta trebuie să facem și noi. Doamne, umple-ne cu un duc de viață chiar acum. Să stricăm când trebuie să stricăm, să luptăm când trebuie să luptăm. Să ne ascutem sabia când trebuie. Îți mulțumesc că dai la o parte frica, dai la o parte deznădejdea și lași un duc de putere, un duc de dragoste, un duc de chipzuință, un duc de îmbărbătare peste noi. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, Abba, Tată. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, pe tine strigă, Abba, Tată, Abba, Tată. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, ești asigurarea mea, alapturile cad, zidurile cad. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, ești asigurarea mea, Abba, Tată. Pe tine mă pot baza, pe tine mă pot baza, ești asigurarea mea, Abba, Tată. Abba, Tată, tu ești cu mine mereu, tu ești.
Cel ce ne păzește, iată, nu va dormita. El are gânduri bune spre zidirea ta. Cel ce ține cerul și pământul în mâna lui, ajutorul nostru în orice nevoi. Cel ce ne păzește, iată, nu va dormita. El are gânduri bune spre zidirea ta. Vrednic de laudă e Mântuitorul, cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. De-acum și până-n veci și pe pământ voi mai fi, cu un foc în inimă, pe Iisus îl voi slăvi. Domnul e păstorul tău, El nu te va lăsa, pe orice rău te va păzi, rămâi pe calea sa. De-acum și până-n veci și pe pământ voi mai fi, cu un foc în inimă, pe Iisus îl voi slăvi. Vrednic de laudă e Mântuitorul, cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. Vrednic de laudă e Mântuitorul, cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. Vrednic, vrednic, vrednic de slavă, vrednic, vrednic, vrednic de cinste, vrednic, vrednic, vrednic de laudă e, e Dumnezeu. Slavă, vrednic, vrednic, vrednic de cinste, vrednic, vrednic, vrednic de laudă e, e Dumnezeu. Vrednic, vrednic. Oh,
dimineața am simțit foarte puternic că Dumnezeu vrea să dea la o parte Duhul de frică dintre noi. Toți aici am primit cuvinte profetice, am primit cuvinte mari, că Dumnezeu va face lucruri mari cu noi. Uneori poate lucruri chiar imposibile. Eu am un vis, am o viziune pentru viața mea. Viziunea mea este să duc unitate în Biserica lui Hristos. Visul meu este ca bisericile să fie separate, nu din punct de vedere a teologiei diferite, ci doar din punct de vedere a locației diferite. Să fim una în Hristos. Să fie biserica din Baia Mare, biserica din Satu Mare, biserica din București. Ăsta e visul meu, printre altele. Și am spus mai multe lume visul ăsta. Și unii mi-au spus: Rareș, e imposibil. Nu fii prost, fii băiat deștept. Vreau să spun, dacă a nu-ți urma visul și doar pentru că pare imposibil să nu urmezi, înseamnă să fii deștept. Prefer să fii un idiot toată viața care își urmează visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui, care urmează planul pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui. Și asta vrea Dumnezeu să facă cu noi. Fiecare avem vise de aici, fiecare avem planul, fiecare are cuvinte profetice. Ridică-te, fă-ți patul și umblă. Ridică-te, pentru că teama nu vine de la Domnul. Teama nu vine de la Domnul, teama vine de la cel rău. El ți-a dat unul de putere, ți-a dat curaj, ți-a dat îndrăzneală, ți-a dat tot ce ai nevoie. Ți-a dat toate resursele pe care tu le-ai nevoie să împlinești ceea ce Dumnezeu are pentru tine. De aia ridică-te, ridică-te, ridică-te. Este strigă-l Dumnezeu pentru astăzi. Ridică-te, biserică. Ridică-te, Philadelphia. Ridică-te, Baia Mare. Ridică-te, Maramureș. Ridică-te, România. Ridică-te, fă spatul și umblă. Umblă pentru ce am promis eu. Umblă pentru cuvintele mele. Umblă. Nu te teme. Nu mă voi teme. Nu mă voi teme. Nu mă voi teme. Tăticul meu, tu ești cu mine. Tu ești cu mine. Tu ești cu mine. Tatăl îți cântă: O, nu te teme, o, nu te teme, o, nu te teme, copilul meu. Eu sunt cu tine, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine, voi fi mereu. Cel ce-a biruit e de partea ta. Ce separă marea, ce despică munții, cel ce-a biruit moartea învins, e Iisus. Doamne, cât de mare ești Tu, cât de minunate sunt lucrurile Tale pe întreg pământul. Tu ești Ava, Tată, Tu ești Jehova Nisi, steagul nostru. Tu ești Jehova Rafa, Dumnezeul care ne vindecă. Tu ești Dumnezeul ce a fost, este și va fi. Alfa, Omega, începutul, sfârșitul. Tu ești Cel care a biruit, Cel care luptă împreună cu noi, Cel care ne poartă în fiecare zi în carul de biruință. Doamne, alege să nu ne temem. Alege să mergem înainte pentru visurile care Tu le-ai pentru noi. Să mergem înainte pentru cuvintele noastre. Nu mă voi teme, nu mă voi teme, nu mă voi teme, tăticule. Tu ești cu mine,
Tu ești cu mine, Tu ești cu mine, vei fi mereu. Nu mă voi teme, nu mă voi teme, nu mă voi teme, tăticule. Tu ești cu mine, Tu ești cu mine. Când diavol te amăgește, întoarce la Hristos, la Dumnezeu și cântează. Nu mă voi teme, nu mă voi teme, nu mă voi teme, tăticule. Tu ești cu mine, Tu ești cu mine, Tu ești cu mine, vei fi mereu. Nu mă voi teme, nu mă voi teme, nu mă voi teme, de lupt. Cum să mă tem? Știu cine mă conduce și e de partea mea. Armat întregi de îngeri stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Tu ești tăria mea, doar Tu mă poți salva. Ești izbăvirea mea, victoria e a Ta. Cum să mă tem? Cum să mă tem? Știu cine mă conduce și e de partea mea. Armat întregi de îngeri stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Știu cine mă conduce și e de partea mea. Armat întregi de îngeri stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Orice, orice împotrivă îmi va sta, nu mă va lua din mâna sa. Ești credincios și-n cuvântul Tău, eu voi crede. Știu cine mă conduce și e de partea mea. Armat întregi de îngeri stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Știu cine mă conduce și e de
partea mea. Armat întregi de îngeri, stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten, domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Domnul meu.
Doamne, Tu ești bun. Dincolo de lucrurile din jurul nostru, dincolo de realitățile din jurul nostru, Tu ești bun. Și contăm pe bunătatea Ta în fiecare zi, în fiecare clipă din viața noastră, pentru că Tu ești bun. Și cântecul nostru declară asta. Inima noastră crede lucrul ăsta. Mintea noastră și buzele noastre rostesc lucrul ăsta spre gloria Ta. Bunătatea lui Dumnezeu este o realitate pentru viețile noastre. Am simțit în viața noastră bunătatea lui Dumnezeu? Este ceva prezent în noi, ceva care simțim? Cred că fiecare dintre cei care suntem aici suntem convinși de acest lucru. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este parte din experiența vieții noastre. Este ceea ce noi trăim. Este ceea ce noi în viața noastră. Este lucrul pe care nu ni-l poate lua și nu ni-l poate contesta nimeni. Însă sunt alte lucruri pe care ceilalți, alții, le vor contesta. Mesajul de astăzi s-a născut undeva vara trecută. Au fost mai multe frământări pentru mine. În contextul pe care sunt sigur că toți ați auzit, al referendumului, în derizoriu, cu argumente de un fel sau de un altul, și atunci am realizat un lucru. Lupta este la un alt nivel. Bătălia, de fapt, este la un alt nivel. Acesta este un motiv, sau acesta este un lucru care ne vorbește despre bătălie mai profundă și mai adâncă. Și anume, ne confruntăm cu o luptă puternică a secularizării. Cei care am trăit vremurile comunismului, am zis, ateismul și-a făcut un standard din a rupe din noi, a smulge din noi viața cu Dumnezeu, creștinismul în special. Și am zis, ok, am scăpat de comunism și acum este ok. Dragilor, secularismul nu e specific doar comunismului. Secularismul este o bătălie care se duce în toate țările lumii. Este ceva cu care se confruntă toate țările de pe mapa mond. Și este o bătălie care ne ajunge și pe noi și ne ajunge și pe noi. Creștinii sunt astăzi chemați, iar bătălia în ultimii zeci de ani este la un nivel în care a devenit periculoasă. Pentru că prin pe care le duc liderii seculariști, încearcă să schimbe întreaga ordine legislativă și socială. Nu este doar, ok, fiecare poate să creadă ce vrea, fiecare poate să aibă ce credință vrea, ci bătălia astăzi este, în întreaga lume, la modul următor. Schimbăm legile, schimbăm obiceiurile, încât să restrângem, încât creștinii să devină prigoniți. De fapt, aceasta este bătălia de astăzi. Este, prin multe mijloace, o prigonire a creștinilor și există mai multe argumente. În timp ce studiam acest lucru, mi-am dat seama că și eu am fost înșelat în unele argumente. Pentru că n-am înțeles că acel lucru, repetat obsesiv în spațiul public, într-un anumit fel, de fapt, indirect, lovește la baza credinței mele. De fapt, năruie credința mea. Pentru că nu am înțeles. Pentru că nu l-am înțeles. Și știi de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, în mare parte, creștinii au ales să trăiască o viață defensivă. S-au mulțumit cu trăirea defensivă. Adică, noi suntem în biserica noastră, noi suntem cu obiceiurile noastre, noi suntem cu practicile noastre și mai ales, cei mai mulți, duminica și în zilele de sărbătoare, iar în lume ne descurcăm așa cum este. În lume sunt valorile lor, sunt lucrurile lor și noi ne descurcăm și lăsăm pe ei să spună ceea ce vor. Am trăit lucrul ăsta în comunism. Și vreau să spun
cu părere de rău. Biserica, mai ales în comunism, a plecat capul. Și biserica cel mai adesea nu m-a învățat un lucru de care mi-a părut foarte, foarte rău. Și anume, demnitatea de copil al lui Dumnezeu. A fost lucrul pe care am suferit cel mai mult. Știți care a fost dictonul la modă? Capul plecat, sabia nu-l taie. Dar am o întrebare, e din Biblie? Asta e din Biblie? Nu. Nu. Nu e din Biblie. E o moștenire culturală, o tradiție din cultura românească, dar nu e din Biblie. E adevărat că a fost o luptă, e adevărat că nu puteam noi să ținem, nu aveam vocea cea mai vocală. Dar, dragilor, hai să ne gândim puțin la martirii care au murit în arenele romane. Au stat cu capul sus, în demnitate. Și au zis, viața puteți să-mi o luați, dar nu-mi voți lua demnitatea. Pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu. Eu știu cine sunt. Eu îmi știu valoarea. Eu știu care este crezul meu. Și eu știu că am dreptate. Și asta nu mă puteți lua. Și asta nu mă veți lua. Unul dintre avantajele mele, vreau să spun, destul de devreme, a fost lucrul următor. Mi-am amintesc în manualul, unul dintre lucrurile pe care voi reveni puțin mai târziu, mai pe larg, este următorul. Creștinismul este demodat. E demodat să fii creștin, ești printre ultimii oameni, e modern să fii ateu. E modern să faci lucrul ăsta și e demodat lucrul ăsta. Am trăit lucrul ăsta și în comunism. Mi-am aduc aminte, în manualul de clasa 9, de biologie, era un lucru. Se spunea acolo o descoperire a științei care au reușit să reproducă o proteină necesară vieții. Așa cum știm, viața nu poate să existe decât prin ceea ce sintetizează viața. Adică nu poți să trăiești decât cu lucruri vii, decât cu o hrană vie. Nu putem să trăim prin alte moduri. Pentru că este proteină și numai o formă de viață poate să sintetizeze o proteină. În acel manual, că au sintetizat una dintre proteinele vieții. Mai târziu, prin Harul Dumnezeu m-a ajuns să găsesc niște cărți scrise din cealaltă perspectivă creștină și care spunea, da, sigur că da, acel experiment făcut de sovietici, de fapt, era în niște condiții de laborator extraordinar de performante și complicate și acea sinteză a proteinei dura secunde, după care instant se descompunea. Adică n-a fost nicio demonstrație. Adică era o minciună, de fapt. Dar o minciună vândută puternic, să creadă că, într-adevăr, au distrus și pot să distrugă credința. Mediul de astăzi este unul foarte puternic al lucrurilor care lovesc în creștinism. Probabil multe din lucrurile care le voi spune nu vor fi ușoare pentru mulți dintre dumneavoastră. Probabil nu veți reține multe din informațiile acestea. Dar ceea ce vreau să vă spun în primul rând, credința noastră este adevărată. Noi știm că este adevărată pentru că avem o relație cu Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care ne vorbește. Pentru că îl experimentăm pe Dumnezeu. Dar să știți că nici dușmanii noștri n-au dreptate. Degeaba aș susține punctul de vedere. Pentru că ceea ce astăzi vreau să vă demonstrez este că ei mint. Că ei folosesc lucruri și argumente iraționale. Și argumentele lor nu sunt reale. Așa că putem să stăm cu capul sus. Așa că putem să stăm în demnitate. Așa că putem să stăm de vorbă cu ei și să le spunem că nu au dreptate. Vreau să pun o întrebare. Câți dintre voi, acum probabil că nu sunt elevi de școală, câți dintre voi mai știți principiile termodinamice? 1, 2, 3, da? Câți dintre voi știți legile lui Mendel? Probabil 1 sau 2 ale genetice. Câți dintre voi vă amintiți legile lui Faraday? Mai știm? Dragii mei, nici cei din jurul vostru nu le știu. Deci, ei nu au argumente științifice împotriva voastră. Ei nu au argumente pentru voi. Bănuiesc că nici parlamentarii, nu?
Nici parlamentarii nu știu legile astea. Nu știu asta, da? Da? Eventual, da. Vă spunea, eventual să trebuie din ce circumscripție sunt aceștia sau la ce partid. Dragilor, n-au argumente, de fapt. Dar au acel tupeu că ar avea argumente. Că li s-a spus că ăla este adevărul, care l-au ei și nu care l-ai tu. Pentru că unii le-au spus lucrul ăsta și ei, de fapt, depășesc limitele argumentelor și a raționalului. Și o să vedeți imediat în ce fel. Astăzi vreau să revin. Petru spune în 1 Petru 3 cu 15 și îmi place foarte mult acest lucru, care este o încurajare pentru noi. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Petru spune că noi trebuie să fim gata să dăm replică celor care ne cer socoteala de credința noastră. Probabil nu la nivel științific, absolut. Nu e vorba de acest lucru. Dar noi trebuie să știm de ce credem. De ce credem ceea ce credem? Care este argumentul credinței noastre? Asta înseamnă să știm credința noastră. Asta înseamnă să știm lucrurile de bază ale credinței noastre. Și să fim convinși de credința noastră. Să fim convinși că și credința noastră este măreață. Avem un Dumnezeu mare, avem o credință sigură, avem o credință testată. Avem o credință care are argumente imbatabile, imbatabile pentru toți oamenii. Mi-am propus câteva... Care sunt atacurile seculariștilor? Să trec foarte scurt. Așa, nu există percepția asupra realității. Una este falsă. Și anume, ori este cea darwinistă, științifică asupra lumii, perspectiva lor, sau este cea a credinței, care noi spunem că există un Dumnezeu, că există minuni, există intervenții din exterior asupra această lume, că este un creator și ei spun, nu pot să existe două lucruri, noi avem dreptate, așa că vom face lucrul ăsta să se vadă și în legislație, vom schimba legislația, vom schimba educația. Vă amintiți? Primul mesaj de anul acesta al lui Nicu Zaharie despre stâlpi ai societății, dar stâlpi de bază din ceea ce este constituită societatea. Și atunci ei spun, ok, vom face lucrul ăsta pe plan politic, prin legi, vom promova prin mass media modul acesta de viață, vom impregna toate mijloacele de comunicare, artă, cultură și toate celelalte lucruri, pentru că nu pot să existe două realități. Noi zicem că noi avem dreptate, așa că vom face lucrul ăsta și vom influența totul, modul de viață. Una este valorilor societății. Am vorbit mai devreme despre familie, despre sexualitate și este o luptă puternică a secularismului în a remodela și în a schimba, în special în ultimii zeci de ani, a schimba valorile societății și percepția. Adică e o obișnuință că dacă doi tineri se plac, la un moment dat să se mute împreună. E o obișnuință. Și dă impresia că asta este o valoare, că este un lucru. Nu este o valoare. Biblia spune că asta este curvie. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Valorile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Pentru că sunt obișnuite. Pentru că unii le-au promovat într-un anumit fel și le-au făcut să fie obișnuite. Nu înseamnă că s-au schimbat. Nu înseamnă. Ci înseamnă că este un atac subtil. Un atac subtil pe care îl duc cei care nu cred în Dumnezeu. O a treia direcție este vor salvarea copiilor de părinților. Am văzut foarte izbitor acest lucru în atacul lui Barne Vernet, în ceea ce face Barne Vernet în Norvegia, ceea ce se întâmplă foarte puternic în, mai ales în Canada astăzi, în care dacă copiii spun la școală sau la grădiniță că părinții au pus să se roage sau i-au învățat anumite lucruri, statul poate să intervină să ia copiii. Este numai un început a acestui atac, este numai un început care
seculariștii vor să-l aducă în toate țările, în toate legislație. Ei spun lucru următor, adică interzicerea oricărei forme de religie promovată în familie. Ei spun că vor preda la școală religia ca un fenomen social, însă golit de orice supranatural. Adică o să spună o istorie a religiilor, cum au fost religiile de-a lungul timpului, dar n-are importanță în viața ta. Adică Dumnezeu, nu există un Dumnezeu supranatural, un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, un Dumnezeu care intervine în viața ta, un Dumnezeu mântuitor, așa mai departe. Ce ar trebui să învățăm pe copii, spun ei? Despre istoria Universului și despre bogăția și frumusețea lui incredibilă. Adică exact ce spune Biblia. Să ajungă omul să se închine creaturii în locul creatorului. Să se închine Universului în locul creatorului Universului. Exact lucrurile despre care ne spune Biblia că sunt degradarea rasei umane și a îndepărtării de Dumnezeu. Adică copiii n-ar trebui să învățăm despre Dumnezeu ca și creator, ci doar cât de minunat e Universul acesta, cât de mare e și probabil să se închine lui. Cum tratează învățătorii seculari credințele tradiționale ale studenților? Este o altă direcție, în special în domeniul educației. Ei nu intră în discuții să le combată, nu intră cu argumente solide, pentru că mai ales în mediul universitar, studenții mai și știu câteva lucruri, nu intră în discuție, ci doar le supun unui dispreț, încât să fie scoase în afara limitelor unor dezbateri foarte serioase. Adică, fel de spune că e ceva demodat, că e de rușine, că nu e o chestie modernă și că dacă vrei să fii admis la o universitate de top, la Stanford, la Harvard, la alte, acolo sunt oameni serioși, oameni care nu au de-a face cu lucrurile astea și un astfel de curent este promovat. Un al doilea mod de promovare a ateismului în mediul școlar este prin vehiculul sexualității. Spunea cineva, un lider ateu, împotriva puterii religiei, noi folosim o putere egală, dacă nu mai mare, și anume puterea hormonilor. Și atunci spunem că eliberăm tineretul de constrângerile morale și îi lăsăm în voia poftelor lor. Vă încurajez să citiți Romani 1, în care Pavel spune exact despre lucrurile astea. Când omul începe să nu-i mai aducă slavă lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Începe să nu mai vadă Creatorul și se închină creației, începe să nu mai vadă valorile morale acest lucru, ci încep, spune Pavel, să facă lucruri scârboase unii împotriva altora. Degradarea finală este homosexualitatea. Decăderea finală, spune Pavel, punctul culminant acestui lucru este homosexualitatea. Prin toate mijloacele se încearcă asaltarea creștinismului și este important să răspundem argumentelor lor. Supărarea mea este că biserica s-a trezit acum, abia anul trecut, mă refer biserica dominantă, care poate să aibă o voce mai semnificativă și domeniul legislativ, abia anul trecut s-a sesizat pe subiectul familiei să spună ceva, este un lucru bun, absolut, dar sunt multe alte subiecte legate de creștinism. Sunt multe alte subiecte pe care trebuie promovate în spațiul public și trebuie să ai o voce. Biserica este chemată să fie în ofensivă, nu în defensivă. Noi suntem chemați să ne spunem credința și să ne exprimăm credința și nu să tot batem în retragere pe măsură ce alții ne încolțesc și ne trimit mai departe. Astăzi am să mă folosesc de trei răspunsuri la atacurile seculariștilor. Primul sună așa. Ei spun, religiile sunt demodate, în retragere și pe cale de dispariție. Și primul vizat este creștinismul. Pentru că este cel mai rațional, creștinismul, da, este rațional, uzează de mecanisme raționale și este și cel mai performant. Este cel care a schimbat fața omenirii în ultimii sute de ani. Este cel care are cel mai mare impact. Vreau să fac aici o notă. Ați auzit în istoria recentă o expresie. Fake news. Sau știrile alternative.
Și foarte mulți oameni au râs de lucrul acesta. Foarte mulți, poate probabil și creștini, au râs de Trump și au râs de lucrul ăsta. Dragilor, este o realitate. Hai să ne gândim mai atent. E o realitate pe care personal am trăit-o în două exemple. Adică, câtă credibilitate poți să pui pe mass media? Știți cât? Foarte puțin. Foarte puțin. Au fost două episoade simple pe care le-am trăit în ultimii ani și am văzut câtă credibilitate poți să acord mass media. Acum 2 ani, băiatul nostru cel mare a plecat de Revelion cu câțiva tineri la o cabană în vârf de munte. Era foarte fric, era minus 20 de grade, zăpadă mare în zonă, potecile au fost deja acoperite de zăpadă, erau aproape de acel loc, foarte aproape de acel loc, dar nu mai găseau. Și pentru că era deja frig, deja era destul de mult, au dat un telefon la Salvamont să spună, să transmită cabanierului să iasă în fața lor, să lumineze puțin, pentru că zona ajungea un pic să lumineze cu lanterna și puteau să vadă deja unde este, ca să nu mai... Un telefon la Salvamont. Toate mijloacele, toate presa scrisă și televiziunile au dat știri bombastice. Deci atât s-a întâmplat. Un telefon la care cabanierul a ieșit, l-a luminat și au mers și au găsit locul. De la acest lucru, toată presa a scris niște lucruri prostești. De genul, zeci de jandari am căutat ore în șir niște tineri care au mers să petreacă la o cabană undeva în vârf de munte. Unii au scris o prostie imensă. Mai mulți tineri au plecat cu bicicletele pe timp de iarnă să ajungă să petreacă un revelion la o cabană. Îmi pun problema următoare. Eu, ca și tatăl unui copil care știu ce s-a întâmplat și care ne-a sunat exact și ne-a spus ce s-a întâmplat, eu am știut adevărul. Ceilalți care au aflat știrea asta, ce au știut? Ce au aflat? Minciuni. Minciuni. Este un eveniment de mică importanță, aș spune, de mică importanță, dar care arată care este practica mass media astăzi. 2. Unii dintre voi ați fost martori la Bulls, la ceea ce s-a întâmplat la Bulls, da? Mulți dintre voi ați fost martori. Cum a fost relatat în media lucrul acesta? Total eronat. Absolut, total eronat. Întrebarea mea este, câtă încredere putem să avem în mesajele mediei? Câtă încredere putem să avem, nu doar în știri de genul acesta, dar câtă încredere putem să avem într-o presă care este interesată să promoveze anumite valori, câtă încredere putem să avem în anumite mesaje pe care le-am transmit? Foarte puțin, foarte puțin, foarte puțin. Mesajul care ni se transmite pe media, de-aia spun, fake news ascunde un mare adevăr, un mare adevăr. Foarte multe știri sunt răstălmăcite, foarte multe lucruri sunt falsuri, foarte multe știri. De fapt, Trump a spus un mare adevăr, un mare adevăr, pe care ar trebui să reconsiderăm. Ce credem din ceea ce ni se spune? Cât credem fără o analiză serioasă? Dacă ne interesează acel domeniu, ar trebui să fim circumspecți și ar trebui să fim mai atenți, să săpăm mai adânc, să vedem la adevăr. Există mitul astăzi al modernității în care progresul și modernitatea ne-au adus secularismul și, de fapt, creștinismul cică este în cădere liberă. Povestea e falsă. Astăzi, creștinismul este într-o expansiune globală, dragilor. Creștinismul este într-o expansiune globală. Am să vă dau multe statistici, date concrete, nu fake news. Știți ce se întâmplă? Ei au, nu că nu au datele, ei au datele, dar aleg să le spună altfel pentru a sluji unor interese. Aleg să spună niște adevăruri insignifiante. Mai puțin. Hai să vă dau un exemplu. Ca să vedeți cum se poate spune un lucru, să nu spui chiar că e minciună, dar să fie insignifiant. Eu spun că nu-mi place microfonul ăsta, că nu-i bun. Microfonul ăsta nu-i bun. Că-i gri. Și griul aduce așa șobolana, ceva, și nu-i bun. Microfonul ăsta nu-i bun. Care e rolul microfonului? Să-mi placă? Să fie gri? Ăsta e rolul lui? Adică dacă eu am spus că e rău, am spus un adevăr? Da, am spus un adevăr. Că nu-mi place culoarea. Dar este o percepție restrânsă, redusă.
n-are nimic de a face cu scopul pentru care există un microfon. Ar fi rău dacă nu funcționează. Ar fi rău dacă ceva nu își împlinește scopul lui pentru care este el. Eu pot să diminuez valoarea lui. Eu pot să diminuez importanța lui și da, să nu spun teoretic o minciună, dar să spun un lucru insignifiant despre el și să-l reduc. Să-i reduc și să reduc valoarea, utilitatea lui și să spun, e rău, pentru că e gri. Așa cum se mai întâmplă uneori, doamnele, nu le plac mașinile. Unele mașini că nu-i roșie. Are legătură cu performanțele ei sau cu alte lucruri importante? Nu. E o percepție. Lumea astăzi este martoră la niște explozii ale creșterii religioase. Dar veți pune întrebarea, dacă Dumnezeu revine, dacă Dumnezeu e vizibil, de ce nu vedem acest lucru? Am spus mai devreme, trăim într-o zonă nereprezentativă. Trăim în niște zone cu ateism aplicat. Trăim într-o zonă în care politica de bază este ateismul. Și nu neapărat dogmatic, adică nu neapărat majoritatea sunt atei declarați prin convingeri care și le susțin, ci sunt atei prin viața lor, în sensul că nu acordă importanță lui Dumnezeu. Eu spun că mare procent din români sunt atei. De ce ei se declară la recensământ altceva? Sunt atei pentru că Dumnezeu nu este în viața lor. Sunt atei pentru că nu este prezent în viața lor. Și nu pentru că ei nu-și declară altceva. Există și acest ateism practic. Pentru că trăim într-o zonă, într-o astfel de zonă, atunci astfel de lucruri auzim sau le vedem. Dar astăzi riscăm să pierdem cel mai important fenomen al vremurilor noastre. Trezirea globală a religiei, care are loc, să știți, pe fiecare continent. Și nu vorbim doar de radicalismul musulman sau cel hindus. Există o revitalizare a religiei pe întregul mapamondul. Hinduismul tradițional revine, islamismul tradițional revine și mai ales ne bucurăm creștinismul. Dar să știți, cel mai tare crește creștinismul. Niște date statistice de acum câțiva ani. În Europa, între 10 și 25% frecventează biserica. În Grecia, 90% dintre greci se declară că ei cred în Dumnezeu și 5% sunt atei. În Irlanda, 45% din populație frecventează biserica. În plus, avem în Europa Slovacia, Polonia și România, țări cu frecvență mare la biserică. Statele Unite sunt un caz aparte. Deși a scăzut frecventarea bisericii în ultimele decenii, totuși, 40% din americani spun că ei frecventează biserica duminica. Și probabil că unii care ați fost în vizită ați văzut lucrul ăsta, cam ce se întâmplă duminica. Mai mult de 90% din americani cred în Dumnezeu, 60% afirmă că este importantă pentru ei credința, mai mult de jumătate cred în minuni, în diavol și îngeri. Majoritatea cred că după moarte se vor întâlni cu rudele lor și îl vor întâlni pe Dumnezeu. Este un paradox. America este socotită bastionul modernității și s-ar crede că e cea mai seculară țară din lume. Nu e adevărat. America este cea mai religioasă țară din Europa, din lumea occidentală. Se spune că islamul are cea mai mare rată de creștere. Acest lucru ni se pare, pentru că da, în Europa are o rată de ofensivă masivă. Dar nu este adevărat. Islamul crește prin reproducere, adică prin faptul că au copii mulți. Dar să știți, creștinismul crede prin convertiri în masă. Deși Europa s-a îndepărtat de creștinism, a crescut în influență în America Centrală și de Sud, în Africa și în Asia. Și de fapt este singura religie globală. Budismul, hinduismul sunt grupate pe zone și nu au deloc sau extrem de mică influență în alte zone. Inclusiv islamul este nesemnificativ în America și doar în Europa Occidentală capătă mai multă importanță. Europa de astăzi are 560 de milioane de creștini și America 260 de milioane. E adevărat, mulți dintre aceștia doar cu numele. Însă, comparativ cu asta, America de Sud are 480 de milioane de creștini
Asia, 313 milioane de creștini. 360 de milioane de creștini sunt în Africa. Și știți ce este caracteristic la ceea ce am spus de America de Sud, Centrală, Asia și Africa? Cea mai mare parte din aceștia sunt practicanți. Sunt creștini nu doar cu numele, sunt creștini practicanți. Interesant este că în lume, creștinismul a crescut mai mult în aceste zone pe care am vorbit, după ce forțele de ocupație coloniale s-au retras. Și de fapt înflorește. E un paradox. Este ca la începutul creștinismului. După ce Constantin cel Mare a declarat creștinismul legal, mai târziu a fost făcut religie de stat de către împăratul Teodosiu și a fost susținut de Imperiul Roman. Însă știți ceva? S-a răspândit mult mai tare, mult mai puternic, atunci când Imperiul Roman s-a prăbușit. Și curând, toată Europa a devenit creștină. Care ar fi explicația acestui fenomen? Pentru că, iarăși, ni se spune că a fost dus creștinismul în epoca colonială, dar n-a înflorit. Înflorește mult mai mult după ce s-au retras coloniștii. Știți de ce? Creștinismul este o religie a dragostei. Și este o religie acceptată de bunăvoie. Nu este una care poate fi impusă. Nu este una care este impusă. De aceea, și la începutul bisericii, și în epoca modernă, creștinismul a luat o amploare deosebită. Știți de ce? Pentru că oamenii aceia au avut respingerea lor, pentru că acei oameni au venit să le ia bogățiile și au zis, motivele lor nu sunt neapărat curate. Ei ne spun despre un Hristos al dragostei, dar nu prea vedem noi dragostea, vedem că vor să ne ia aurul nostru. Și mai departe. Au plecat, spaniolii, portughezii s-au retras. Și după aceea, oamenii aceștia au reevaluat lucrurile. Și au spus, și totuși creștinismul e adevărat. Și totuși creștinismul este adevărat. Acum îl vedem când nu suntem oprimați. Acum îl vedem când nu este forța constrângerii. Care este explicația acestui fenomen? Spuneam mai devreme. Hai să vedem câteva lucruri de statistici. Acum 100 de ani, 10% din populația Africii era creștină. Erau 10 milioane. Acum sunt 50% din populația Africii sunt creștini. Însemnând 350 de milioane. America de Sud și Centrală sunt martori a unei creșteri explozive a creștinismului penticostal carismatic. Sunt milioane de catolici care au devenit sud-americani, care au devenit evanghelici protestanți. În Brazilia există 50 de milioane de credincioși evanghelici, după ce în urmă, cu câteva decenii, nu puteau fi numărați măcar. Nu puteau fi băgați în seamă. Trecerea de la catolicism la protestantism este un câștig pentru creștini. Și știți de ce? Pentru că au trecut de la catolici pasivi la evanghelici plini de pasiune pentru Domnul. 50 de milioane de brazilieni. Însă e un lucru interesant ce se întâmplă și în interiorul catolicismului. De decenii este o mișcare carismatică în creștere care accentuează exact temele evanghelicilor ca și relația personală cu Hristos, nașterea din nou, vindecare, botezul cu Duhul Sfânt, sunt exact lucrurile care zice nouă. În Brazilia, în 1950, erau 50 de milioane de catolici. Acum sunt 120 de milioane. În China, în ciuda restricțiilor impuse de guvernul comunist, în China există peste 100 de milioane de creștini care se închină în biserici evanghelice subterane sau catolice. În Coreea de Sud, creștinii au depășit pe budiști. Sunt 30% din populație. Și sunt a doua națiune din lume care trimite misionari pe toate continentele. În Filipine sunt 60 de milioane de catolici și se estimează că vor ajunge la 120 de milioane în 2050. Dar ceea ce îi caracterizează pe acești creștini este că iau creștinismul în serios. Am citit despre un caz în America, un predicator african care a vorbit despre vindecare, care experimentase vindecare și care îi spunea păstorului bisericii la care a fost invitat, cam șovuitor, și a spus, vezi această carte care se află aici?
diferența dintre noi și voi este că noi o credem pe bune. Noi o credem cu adevărat. Caracteristica acestor țări despre care am vorbit, America de Sud, America Centrală, Asia, Africa, este că iau creștinismul în serios. Ei aleg să creadă cartea asta cu adevărat. Acest creștinism al lumii a treia vine la noi. Tendința este tot mai mare ca să vină misionari din Africa și Asia cu Evanghelia în Europa și în America. E un paradox, înainte preoți albi în robe au mers să ducă Evanghelia celor din Africa și din Asia și aceștia se uitau mirați și nu înțelegeau nimic. Astăzi misionari negri sau galbeni vin și predică unor albi în Occident. Și aceștia se uită mirați. Niște statistici de acum câțiva ani. Sunt 150 de biserici în Danemarca și mai bine de 250 în Marea Britanie care sunt conduse în. Presa daneză dădea cazul unui capitan de vas care spune: biserica luterană daneză este plictisitoare. Simt energizat când plec de la unul din serviciile conduse de străini. De oameni plini de pasiune pentru Hristos. De oameni care aduc creștinismul la un alt nivel. Ce putem, ce concluzie putem sau ce replică putem să la acest argument? Este o inversare a secularizării la nivel global. Creștinismul nu bate în retragere, ci dimpotrivă este victorios. Dimpotrivă este într-o expansiune puternică. Fac atenție la fake news. Realitatea este alta. Un al doilea argument e legat de rațiune și de știință. Rolul important al științei este următorul. Știința studiază ceea ce este. Adică studiază lucrurile care sunt. Și ce face știința când vrea să înțeleagă cum sau de ce? Cel mai adesea lansează supoziții. Lansează anumite afirmații. Aceste afirmații sunt afirmații ale credinței. Adică sunt lucruri care încearcă să explice lucrurile, dar nu sunt demonstrate. Și știți care este paradoxul? Foarte multe din afirmațiile pe care le-a făcut știința au fost demontate de-a lungul anilor. Adică aceste afirmații pot să fie în două direcții. Afirmații teiste sau ateiste. Adică când știința încearcă să explice de ce se întâmplă lucrul respectiv sau cum s-au întâmplat sau cum au apărut anumite lucruri, trece pe domeniul credinței. Trece pe domeniul unor afirmații care pot fi crezute sau nu. Și le lansează ca să fie cercetate, să fie studiate. Foarte multe din acestea au fost demontate. Și atunci îmi pun întrebarea: câte credință îmi trebuie să cred în Dumnezeu pe care l-am experimentat? Și câte credință îmi trebuie să cred ceva care este aruncat, o afirmație care este doar aruncată? Mai ales când de-a lungul anilor foarte multe dintre ele au fost demontate. Am să vă dau un exemplu. Pentru că știți ce e paradoxul astăzi? Cel mai puternic argument pentru existența lui Dumnezeu astăzi este știința. Cel mai puternic argument astăzi pentru existența lui Dumnezeu este știința. Știința astăzi demonstrează cel mai adesea. Spuneam un exemplu. În 1965, revista Time punea o întrebare pe copertă. Is God dead? E Dumnezeu mort? În fața asalturilor științei și a descoperirilor științifice, oare Dumnezeu nu e demodat? Era citat Carl Sagan, un astronom și astrofizician ateu, care spunea, la acel moment, că e nevoie de doi parametri pentru ca o planetă să suporte viața. O stea bună, cu condiții propice, și o sursă, o alta, cu sursă de energie la o distanță potrivită. La nivelul cunoscut, deci, ei spuneau doi parametri sunt importanți pentru ca viața să existe pe o planetă. La nivelul cunoscut de planete, asta însemna 10 la puterea 24
de planete potențiale în univers ca să împlinească cele două condiții. Înțelegeți? Deci întreg universul cunoscut, raportat la numărul estimat de planete care pot să existe, asta însemna că e potențial un octilion, adică 10 la puterea 24, de planete care ar putea suporta viața. Și ce au spus ei? Atunci acest astronom a înființat organizația, vă spun pe inițial în engleză, SETI, care și-a propus să cerceteze viața în univers. Existența altor forme de viață în univers. Existența altor forme de viață. S-au construit foarte puternice telescoape, baterii de telescoape imense, ca să prindă semnalele din univers despre alte forme de viață. Pentru că sigur există alte forme de viață, există aliens. Da? Și atunci, media, arta, cultura au început să înflorească din 1960 încolo, au început să înflorească toată literatura despre aliens, filme și toate celelalte lucruri, pentru că trebuie să existe dintr-un octilion. Trebuie să fie și trebuie să găsim. Și argumentul ateilor care era? Nu e așa de mare lucru să existe viața pe o planetă. Păi atunci nu avem nevoie de Dumnezeu. Deci dacă nu trebuie așa de multe condiții, nu e așa de complicat, sigur a apărut viața singură și pe alte planete. Și sigur că există. Au trecut ani. Însă tăcerea universului a fost foarte profundă. Însă, cu toată tehnica dezvoltată în direcția aceasta, n-a fost niciun semnal. N-a venit nimic. Un lucru s-a întâmplat. Peste 20 de ani, de la 2, parametrii au ajuns la 50. Adică au spus, sunt mult mai mulți parametri ca viața să existe pe o planetă. Necesar ca viața să existe. De la 2 parametri au ajuns la 50 de parametri. Iar șansele găsirii unei forme de viață au scăzut semnificativ. Lucruri recunoscuți și de susținătorii SETI. Unul dintre ei, Peter Schenkel, spune în 2006 în Skeptical Inquirer, o revistă ce promovează ateismul, spune așa: în lumina noi cercetări și analize, trebuie să admitem în tăcere că estimările timpurii nu mai pot fi susținute. Aș spune cu alte cuvinte, adică băieți, ciocul mic, ciocul mic. Astăzi se știe că peste 200 de parametri sunt necesari ca o planetă să susțină viața. Și fiecare dintre ei individual trebuie să fie în limitele extrem de precise și corelat cu toți ceilalți pentru ca viața să existe. Pentru ca întregul să existe. Din 10 la puterea 24, astăzi se estimează că ar fi posibil între 2000 și 4000 în întreg universul. Deci, vă dați seama de discrepanța imensă. Cotele împotriva vieții sunt uimitoare. Întrebarea mea este, poate că unul dintre cei 200 de parametri ar putea fi obținut accidental. Poate. Unul dintre cei 200 ar putea să fie, să apară accidental, pur și simplu. Dar la ce punct ar trebui să admitem, să admită știința că nu putem fi rezultatul unei forțe întâmplătoare? La ce punct ar trebui să ajungem încât să admită lucrul ăsta? Ei nu pot să admită un creator inteligent care a pus condiții perfecte pentru ca viața să existe. Și oare nu avem nevoie de mai multă credință să credem că 200 de parametri întâmplător toți au apărut pur și simplu la exact parametrii necesari, fiecare, și au coexistă deodată? Oare nu avem nevoie de mai multă credință decât să credem că un Dumnezeu bun a făcut lucrul acesta pentru noi? Mai există un alt lucru, un alt argument al științei, tot recent. Spuneam, știința este cel mai mare apărător. Cel mai mare apărător pentru existența unei ființe creatoare care a făcut universul. Condițiile ca viața să existe în acest univers este nimic față de condițiile ca universul să existe pur și simplu. Pur și simplu să existe universul în forma actuală de planete în sisteme
în diverse sisteme și în galaxii și în modul în care există. Astrofizicienii spun că există 4 forțe fundamentale la nivelul în fizica nucleară. La nivelul nuclear, la nivelul, dacă vă mai aduceți aminte, neutron, proton și așa mai departe. Există 4, nu o să le mai amintesc. Lucrul următor se spune. Că în momentul în care Universul a fost apărut printr-o explozie inițială, Big Bang, aceste forțe au fost determinante la o milionime de secundă, vă gândiți? La o milionime de secundă din momentul acelei explozii, cele 4 forțe au trebuit să fie la parametrii care sunt astăzi, altfel n-ar exista Universul în forma care există. Altfel ar fi un praf cosmic în tot. Nu ar fi materia concentrată în planete care gravitează în jurul unele în jurul altora și aici în ăsta. La o milionime de secundă, cele 4 forțe au trebuit să fie exact la dimensiunile care sunt și astăzi, pentru ca Universul să existe. Altfel n-ar fi existat. Știința astăzi demonstrează din ce în ce mai mult cât de imposibil este să apară la întâmplare ceva. Cât de imposibil. Și că trebuie să existe un creator care a făcut lucrul acesta. Un profesor de matematică de la Oxford spune: cu cât cunoaște mai mult despre univers, cu atât mai mult ipoteza că este un creator câștigă în credibilitate, ca și cea mai bună explicație a faptului că suntem aici. Asta este ceea ce spune știința astăzi. Am să merg foarte repede și peste al treilea argument. Al treilea argument pe care, cu care trebuie să avem să facem față este: creștinismul e rău. Și probabil că ați auzit și voi de-a lungul anilor că religia a fost sursa cea mai mare de conflict, că cele mai multe războaie au fost datorate religiei. Mărturisesc și eu am crezut în acest lucru și am fost păcălit de acest argument, că religia a produs cele mai mari probleme în omenire, cele mai multe războaie, crime și morți și catastrofe în omenire. Acesta este argument. Sam Harris, un ateu, spune: sursa cea mai puternică de conflicte între oameni din trecut și din prezent, spune el, religiile ne-au dat ucideri cu pietre, ardele vrăjitoarelor, cruciade, inchiziții, jihade, sinucideri cu bombă și persoane care au tras cu clanțe în clinicile de avort. Știți care este problema cu acest argument? Este că e fals. Este că este fals. Pentru că luat și argumentat, luat la bani mărunți, nu este religia principalul factor care a produs cel mai mare norocit. Ce se pune în cârca creștinismului? Cruciadele. Hai să ne amintim condițiile în care au fost cruciadele. După ce islamul, sute de ani, în 200 de ani, a cucerit, călcând totul, omorând totul în picioare, da? Orientul Mijlociu, care totul era în cea mare proporție creștin, doar exista o comunitate de evrei și o comunitate de zoroastrieni. După ce sute de ani au extins islamul în Africa de Nord, au ajuns până în Spania, au trecut strâmtoarea Gibraltar și au cucerit cea mai mare parte a Spaniei. După ce au ajuns în Balcanii, după ce o parte din Italia a fost cucerită. După acest moment, în sfârșit creștinii s-au gândit: ar trebui să facem și noi ceva. Adică cea mai mare parte a creștinătății a ajuns să fie călcată în picioare de hoardele islamice, ar trebui să facem și noi ceva. Cred că s-au trezit destul de târziu. La acel moment, papa și dinastiile domnitoare ale Europei au chemat la arme ca să elibereze Ierusalimul, să elibereze zonele, să spunem, centrale ale creștinismului. Și adevărat, au fost și orori, dar să știți, oamenii aceia care au răspuns acestei chemări au fost oameni sinceri. Oameni care au venit pe banii lor, care și-au pus viața în pericol pentru creștinism, pentru ca să oprească islamul din dezvoltarea lor. E adevărat, au fost și orori, au fost și tâlhăriri, pe trasei au fost și alte lucruri. Dar știți care a fost rezultatul principal al cruciadelor? A oprit dezvoltarea islamului, care ar fi însemnat cucerirea întregii Europei și a civilizației occidentale și a tot ceea ce era bun. Până la urmă, lucrurile au fost destul de restrânse. Un alt exemplu care ni se pune în cârcă, Inchiziția. Și noi am învățat la istorie cât de rea a fost Inchiziția. Întrebarea este: care a fost
domeniul ei. Cât de mult? Cercetări recente, cartea lui Henry Kamen spune că Inchiziția a avut jurisdicție doar asupra creștinilor. Cei care, pe care au fost judecați de Inchiziție, de fapt, au fost creștinii numai. Au fost și evrei adevărat, dar evrei care s-au declarat convertiți la creștinism. Pentru că a existat un decret de expulzare din Spania a evreilor și a musulmanilor. Și mare parte dintre evrei au acceptat să se creștineze ca să rămână în continuare în Spania. Și unii dintre ei n-au făcut-o de fapt, numai de fațadă. Și au fost părâți de către cine, credeți? De către alți evrei, care n-au făcut lucrul ăsta. Și da, au fost și victime dintre ei. Dar câți oameni credeți că au fost executați de Inchiziție? Estimările sunt între 2.000 și 4.000. De-a lungul a 350 de ani. Între 2.000 și 4.000. Noi știm doar sentințele foarte răsunătoare. Dar majoritatea sentințelor date de Inchiziție se refereau la penitențe, ca și postul sau ca și muncă în folosul comunității. Majoritatea sentințelor a fost la acel lucru. Știți de unde au apărut rapoartele astea foarte exagerate? Au apărut din Marea Britanie, care era politic în conflict cu Spania și au apărut, majoritatea din ele, au apărut ca și bârfe, ca și exagerări aruncate pe piață. Cercetările actuale ne arată de unde a apărut problema asta așa de mare. Din cauza britanicilor. Din cauza britanicilor care au făcut această faimă uriașă Spaniei ca să o doboare. Războiul de 30 de ani, un alt război religios. A fost la început un război între forțele protestante și cele catolice, dar el a fost accentuat și de cine? Politic. Franța avea interes să se lovească în puterea Germaniei și atunci a făcut coaliție cu Suedia împotriva. N-a fost în întregime un război religios, de fapt. Nu religia este. Dar oare întrebarea este, este cu adevărat religia vinovată de cele mai mari crime în umanitate? Nici vorbă. Nici vorbă. Oare cât de multă suferință a cauzat ateismul? La 500 de ani de la Inchiziție încă vorbim de ororile Inchiziției. Dar oare cât de mult vorbim de ororile ateismului pe care le-a făcut în lume? Și despre care nu se vorbește nimic. Cele mai mari orori din lume sunt ale ateismului. Sunt dogmatic în slujba ateismului. Iată ce spunea în Dostoevski din Frații Karamazov într-un dialog pe care îl au frații. Fără Dumnezeu și fără viață viitoare? Dar cum va fi omul după acestea? Înseamnă că acum totul este îngăduit. Aceasta a fost schimbarea de paradigmă din ultima sută de ani. Pentru că regimurile atee comuniste din Rusia și China și Germania nazistă au nimicit un număr astronomic de oameni. Stalin a fost responsabil de aproximativ 20 de milioane de asasinate, ucideri în masă, lagăre, muncă, înfometare. Mao Zedong, responsabil de uciderea a 70 de milioane de oameni. Crimele lui Stalin și Mao au fost înfăptuite pe timp de pace și asupra conaționalilor lor. Hitler vine la distanță pe locul 3, cu aproximativ 10 milioane de victime, 6 milioane evrei. N-am luat în calcul ceilalți lideri comuniști, sovietici, Lenin, Hrușciov, Brejnev și alții. Pol Pot în Cambodgia. În 4 ani, o cincime din populație, adică 2 milioane de oameni uciși în numele ateismului. Veți spune, dar a fost vorba de un regim comunist. Putem vorbi că este ateu? Da, așa este. Comunismul a fost o ideologie ateie care a promovat ateismul, care a dărâmat bisericile, care a ucis preoți, pastori și credincioși doar pentru că ei erau credincioși. Și da, a fost o ideologie a ateismului. Adică, vreau să spun, în câteva decenii, aceste regimuri au omorât peste 100 de milioane de oameni. Cum stă aceasta între 2.000 și 4.000 a Inchiziției, care fiecare moarte e regretabilă, e adevărat,
Dar hai să spunem, și în creștinism au fost oameni lacom, și în creștinism au fost oameni au fost și există întotdeauna și niște oameni care își depășesc atribuțiile și nu înțeleg valoarea. Dar ateismul, în mod sistematic, a dus lupta aceasta în numele progresului, al științei și în numele binelui pentru oameni. Iată ce spunea Nietzsche în secolul XIX. Spunea el așa: următoarele două secole vor fi cataclismice, cu războaie și violență dincolo de orice imaginație. Spunea el lucrul următor: moartea lui Dumnezeu va conduce la o eclipsă totală a tuturor valorilor. Deoarece valorile nu mai provin de la Dumnezeu, ele vor fi făcute acum de oameni. Și deoarece omul descinde din împărăția animalică, o idee preluată de la Darwin, este foarte probabil ca omul să îmbrățișeze valoarea poftei de a domina. Ia uite, un ateu a profețit. Un ateu a profețit și a spus: în următoarele două secole, omul, pentru că nu mai vrea să ia valorile care vin de la Dumnezeu, își va lua valorile lui. Iar valorile lui principale sunt alea de origine animalică, adică dorința de a domina. Iar lucrurile astea, spunea el, vor duce la cataclisme și la cele mai mari crime. Este creștinismul vinovat de crime? Nimic față de ateism. Ateismul este vinovat de cele mai multe crime, de cele mai multe probleme. Modernitatea i-a dus pe oameni astăzi să trăiască mai bine, să trăiască în condiții mai bune, dar nu i-a făcut mai fericiți. În continuare, oamenii de astăzi au un mare gol în inima lor. În continuare au nevoie de Dumnezeu. Condițiile materiale nu i-au făcut să se simtă împliniți, să se simtă fericiți. Pentru că ceea ce ne dă, în primul rând, împlinire, este Dumnezeu. Cultura seculară astăzi a produs o mare nevoie de semnificație în viață. Și oamenii caută. Așa să închei cu o poezie care este una dintre cele mai frumoase poezii și dragi mie. Pentru zeci de ani a fost o încurajare pentru generații de credincioși. Pentru generații de credincioși a fost o încurajare pentru credința în Dumnezeu. Ea, sigur, este și cântată, dar astăzi îmi propun să o recit. Poezia Există Dumnezeu, a lui Costache Ioanid, care este una dintre cele mai frumoase poezii care vorbește despre credința noastră și demnitatea noastră de credincioși, indiferent care vor fi condițiile. Am trăit regimul comunist cu persecuție. Nu știu ce va fi în viitor, ce se va întâmpla, dar vreau să încurajez. Această poezie este una care exprimă în versurile ei valoarea credinței noastre. Nu suntem un vis, o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit? O forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu cu adevărat? Nu suntem jivine întunecate, gonite de un bicine înduplecat, ci noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu cu adevărat? N-ar fi simțit în veci de veci sărâna surâsul unui crin imaculat, de n-ar fi întins a tot stăpânul mâna să umple noi de simțământ țărâna. Există Dumnezeu cu adevărat? Avem cu noi Scriptura ca dovadă. Avem minuni și semne neîncetat. Iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu cu adevărat? Nu-i calea noastră veșnic însorită, nu-i viața totdeauna un palat, dar o trăim, căci merită trăită. Căci peste lumea asta mărginită există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem neant. Ce fericire! Supremul adevăr s-a revelat. Iisus e în noi, lumină și iubire. Iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu. Ce minunat! Amin.